Bine v-am regăsit, dragilor! În această emisiune avem plăcerea să avem invitată din nou în mijlocul nostru pe Adina Bândăroi, căreia îi spunem bine ai venit în emisiune! Bine te-am găsit, Marc, și bine v-am găsit și pe voi, dragi telespectatori! De fiecare dată când ești în emisiunea noastră invitată, emană energie pozitivă și face emisiunea așa să fie cât mai plăcută și plină de dinamism și te face, sau cel care stă acasă, să se uite la emisiune și să vadă despre ce este vorba. Adina, știu că recent ai avut o activitate foarte interesantă, tocmai de asta mi-am dorit să fii aici, să putem discuta despre evenimentul la care ai participat. Practic, tu ai fost invitată și îți dau voie să ne povestești. Sigur, cu mare drag. Am primit o invitație săptămânile trecute. Invitația mi-a fost făcută de către persoanele care lucrează la centrul Don Bosco în satul Buruienești din comuna Doljești, din apropierea Romanului, la care am răspuns desigur afirmativ zilele trecute. A fost o experiență minunată. Au fost două zile acolo în centru. Sunt mai mulți copii care își desfășoară activitatea după școală. Sunt susținuți la lecții și au diverse activități extrașcolare acolo, într-un cadru plăcut, restrâns, unde pot fi educați frumos în timpul care le rămâne după școală. Scopul pentru care am fost invitată acolo, să prezint meseria mea, să vorbesc despre activitatea pe care eu o desfășor, și să le spun și copiilor ce înseamnă să faci ceea ce eu fac. Ca să le deschid și lor ochii despre activitățile mele și cine știe când vor fi mari, poate va fi unul, doi, ba chiar primisem un mesaj după aceea că trei dintre ei și-au dorit să devină ulterior floriști în baza întâlnirilor noastre pe care le-am avut acolo. Foarte interesant. Înainte de a începe să povestești, vreau să te întreb copiii între ce vârste erau? Cei prezenți la cumva, eveniment? De la 1-a până la 4-a. Da? Pe acolo, da. Ah, ok. Și acum poți să continui. Sunt micuței, da. Ce ai făcut acolo? Cum a fost? Am participat două zile, pentru că datorită situației în care ne aflăm, nu puteau să fie toți împreună, pentru că ar fi fost prea mulți în sala de curs, în sala respectivă, așa că au fost împărțiți în două echipe. Și ca să nu piardă ceilalți o grupă întâlnirea cu mine, am făcut două întâlniri, o întâlnire cu o grupă și o întâlnire ulterior cu cealaltă grupă. Așa că a fost frumos. Da, nu știam ce o să fie numai decât, dar pe parcurs a fost o întâlnire minunată. De fapt, a fost două întâlniri deosebite, ca să zic așa. Copiii au fost atenți, m-am străduit și eu să îi țin atenți și să nu-i fac să se plictisească. Ce vreau să zic, eu în prezent, tu știi foarte bine, desfășor două activități, fiecare în felul său, complexe, pentru că da, diferite și totuși le faci pe amândouă. Da. Poți să chiar să le denumești. Acum imediat o să zic. E mici și asigurări prin intermediul unui broker de la noi din țară. Asigurări de toate tipurile și pentru mașină și pentru locuință și pentru sănătate și viață și pensii și tot ce înseamnă asigurare. Pe lângă partea de asigurări mă ocup și din intermediar pentru acte auto. Deci, e bine de știut. Da, ajut persoanele și la înmatriculările auto, cu dosarele de care au nevoie, plus diverse alte chestii anexe. Asta e un domeniu de activitate. Le-am vorbit copilașilor și despre acest domeniu, dar pentru că erau micuți, nefiind o chestie palpabilă pe care ei să o înțeleagă foarte bine, le-am spus doar foarte pe scurt că cu bănuți puțini pe care ei îi plătesc când și când, dacă li se întâmplă ceva rău la mașina pe care vor avea, la locuința pe care vor avea, vor putea fi despăgubiți pentru că ei și-au plătit în avans niște bani. Dar am trecut repede pentru că eram conștientă că nu pot să înțeleagă foarte bine. Da, dar sunt informații utile în educația lor, că de mici, știind foarte multe lucruri, pot beneficia de ele mult mai târziu. Și pot să le înțeleagă un pic mai ușor ulterior, pentru că am mai auzit de ele copii fiind, pentru că eu am auzit de asigurări la o vârstă foarte înaintată. Da.
Așa că, iată, ei au avut șansa să înțeleagă mai devreme, pe scurt, cum e treaba cu asigurările. Dar am avut posibilitatea să dezvolt mai mult meseria de florist pe care eu o practic, deși împreună cu aranjamentele florale, buchetele pe care eu le fac, fie că sunt flori naturale, fie artificiale, ori de săpun, și pe partea asta desfășor și o activitate de prestare servicii pentru evenimente. Iarăși, nu am dezvoltat nici lucrul acesta, dar m-am limitat și a fost foarte bine primit meseria aceasta de florist. Ce înseamnă? Ce presupune? Și m-am dus cu o mânuță de flori, pur și simplu, împreună, luate... Paranteză, tu totdeauna, vreau să vă anunț că întotdeauna Adina, când vine la noi, vine câte un buchet, un aranjament floral deosebit. Acum noi nu l-am folosit pentru că folosim croma, dar de fiecare dată aranjamentele ne sunt asigurate de Adina, pentru care îți mulțumim cu această ocazie. Mi-ai ridicat mingea la fileu să spun asta, pentru că chiar simțeam nevoia. Poți să continui. Mare drag. Și exemplificat. Da. Și m-am dus cu o mânuță de flori și l-am lăsat acolo. Prima mea întrebare, când m-am dus acolo, bine, în afara prezentării, că trebuiau să știe cine e acolo cu ei, i-am întrebat dacă ei s-au gândit deja de pe acum cam ce își doresc să facă atunci când vor fi mari. Și unii dintre ei știau, dar erau și unii care nu știau. Hotărâți, nu s-au gândit încă. Nu știau încă, nicio problemă. Și am început să vedem de ce îți place meseria respectivă. Ție că tu alegi să fii mecanic, ție tu alegi să fii cântăreț, medic, tu alegi să fii avocat, tu alegi să fii fiecare ce dorește să fie. Și le-am spus că este foarte important și este valabil atât pentru ei, dar este valabil și pentru noi ca și adulți. În momentul în care desfășurăm o activitate în viața noastră de zi cu zi, este cel mai important lucru să ne placă ceea ce facem. Da? Pentru că eu asta am vrut să-i fac pe ei să înțeleagă de ce vrei să te faci asta, pentru că îmi place să. Și aveam nevoie să se întipărească bine în mintea lor de mici, când vor fi mari, să aleagă să desfășoare o activitate care să le placă. Și apoi urmează motivațiile. De ce să lucrezi ceva într-un domeniu care îți place? Dacă îți place ceea ce faci, ai să vrei tot timpul să faci lucrul acela. Indiferent dacă vei fi plătit sau nu, ție îți place să faci aceasta. Vei fi mereu interesat să vezi cum se face mai bine activitatea respectivă. Pentru că îți place și o faci de dragul tău. Cu cât vei studia mai mult și vei căuta mai multe informații despre activitatea care ție îți place să o faci, fără să te oblige cineva, ci pur și simplu pentru că tu alegi asta, cu atât ești mai bun, devii mai bun în ceea ce faci. Cu cât devii mai bun în activitatea pe care tu o faci deja cu drag, cu atât beneficiile financiare sunt tot mai mari. Da? Satisfacția muncii pe care tu o faci este în creștere. Mereu. Este tot mai bună. Pentru că, plus starea de spirit pe care o ai când mergi la muncă, te trezești dimineața și da, mă duc să lucrez astăzi, am o zi plină, dar mă trezesc într-un fel decât să mă duc într-un loc unde mă duc doar că trebuie să iau niște bani. Și deja viața noastră este mult mai frumoasă dacă alegem să facem ceva ce ne place. Pentru că, așa cum am zis, facem de drag. Și am încercat să le zic cum este să faci ceva toată ziua ce-ți place și să primești și bani pentru asta. Și cum, care a fost reacția lor? Și bineînțeles că, întrebându-i, pentru că așa răspund ce mai bine, una că i-am ținut și atenția trează la fiecare... Și i-am pus și în gardă. Și i-am pus și în gardă și le-am zis, nu e așa că e interesant... Să faci toată ziua ceva ce-ți place, să fii mecanic, să rezolvi acolo mașinile, să le pui la punct sau să fii polițist. Au fost care au zis că, domnule, ne place să fim polițiști. Foarte bine. De ce-ți place? Din cauza aia, cum ar fi să fii toată ziua polițist și să mai primești și bani pentru asta? Apoi, apropo de treaba cu... pentru că erau câteva fetițe care își doreau lucrul acesta. Și am încercat să-i fac prin comparație să înțeleagă cum este să faci o activitate bine și cu sens de răspundere și cum este să desfășori o activitate, doar că te afli în treabă.
Și apropo de emisiunea, de filmul, comedie de pe ProTV, nu știu dacă pot să zic sau nu. Încercăm să nu facem reclamă. Bun. Este un filmuleț de comedie acolo, unde este un polițist. În serialul respectiv. Și zic, toată lumea se uită la emisiunea respectivă, da, cunoașteți persoana respectivă, da, vă place să fiți precum cel de acolo? Nu. Dar de ce nu? Pentru că nu face treaba cu simț de răspundere, da? Credeți că lumea îl va aprecia? Credeți că lumea va veni să-i ceară ajutorul? Și am încercat să-i fac să înțeleagă cum este să desfășoare o activitate, indiferent care ar fi ea, cu simț de răspundere, cu drag. Și atunci clienții, persoanele vor veni către tine pentru că ești bun și își doresc pe mai departe să vină la tine și te recomandă mai departe altor persoane și uite așa, odată ce ai clienți, indiferent în activitatea pe care o desfășori, persoanele vin la tine, se bazează pe tine, au încredere în tine și veniturile tale vor crește. Da? Deci a fost și o educație financiară și o orientare, o ghidare și l-am mai zis iarăși, orice meserie este importantă. Este importantă și aceasta pentru că avem nevoie și acolo, avem nevoie și acolo, avem orice domeniu, orice activitate este importantă pentru noi ca și societate. Dar țineți cont, fiecare dintre voi, să alegeți ceva ce vă place pentru că atunci veți putea fi foarte bun acolo, în domeniul pe care îți face și avem nevoie ca oamenii să-și facă treaba cât mai bine acolo unde sunt ei. Informații foarte utile le-ai oferit, da. Le-ai deschis noi orizonturi. Și în felul acesta, în viață, odată cu trecerea timpului, își pot găsi repere și în funcție de pasiunile lor, pot să facă ceea ce le place cu adevărat și feedback-ul financiar va veni cu siguranță. Exact. Acesta a fost... Continuă. Da. Asta vreau să zic iarăși cât timp avem, pentru că e important să știu cum să... Mai avem, Adina. Îți mai oferim timp. Asta e bine, da, pentru că știu că trece foarte, foarte repede. Aproape de jumătatea emisiunii suntem. Ok. Le-am spus lucrul acesta pentru că eu știu că mulți dintre noi, chiar și noi doi de vârsta noastră, sau cu atât mai mult cei tineri, micuți, încă foarte greu părinții i-au ghidat către ceva care îi place. Deși mie ca părinte mi-ar plăcea copilul meu să facă asta sau asta sau asta, pentru că poate eu n-am reușit să fac și atunci mă aștept ca al meu copil să facă ceea ce eu nu am putut. De obicei, scuze că intervin, așteptările părinților referitor la copii sunt foarte mari. Ceea ce n-au reușit ei în viață sau nu au avut, copilul lor să aibă, să facă și să urmeze acel drum. Însă nu întotdeauna este corect sau este și alegerea copilului. Tocmai de aceea, neputând să stau de vorbă cu părinții, am încercat să le insuflu lor ideea aceasta, să facă ceva în viața lor ce le place, să facă cu drag, pentru că dacă le place, cu siguranță or să vrea să facă și mai bine, și mai bine, pentru că sunt interesați și vor petrece tot timpul făcând lucrul acela, fără să mai simtă cum timpul trece pe lângă ei, vor deveni automat mai buni și de la sine banii vor veni ca și o concretizare a activității pe care ei o desfășoară. Și da, sunt mai bun și tot mai bun în ceea ce fac. Și fac cu drag și dimineața când se trezesc, altfel pleacă în activitatea de peste zi, sunt mai relaxați, sunt mai sănătoși, pentru că fac cu drag ceea ce fac, chiar dacă fiecare meserie are provocările ei. Da, dar cu atât mai tare te enervezi în sensul frumos al cuvântului, să scoți la capăt problema respectivă sau să mergi și să depășești problema cu care te confrunți în ziua respectivă, pentru că ești interesat și nu ești nevoit, că ești obligat să faci lucrurile. Ai motivații în acest sens și atunci o faci cu plăcere, da. Și mergi înainte la urma urmei pentru că o faci din plăcere. Cum ar acționat copiii referitor la aceste informații? Adică, na, noi te vedem aici, ești o persoană caldă, explici foarte simplu pe înțelesul oricui. Sunt curios reacția lor. Cum au? Bineînțeles că au fost atenți pentru că ți-am zis, am încercat să-i țin, știu, copiii se plictisesc foarte repede, chiar dacă întâlnirea mea cu fiecare a durat o oră și ceva, pentru că am să-ți spun și după aceea ce am făcut, că am făcut și o activitate practică, pentru că nu puteam să-i țin numai cu vorbe. Te ascultăm și aștept să ne povestești. Dar au rămas atenți și copilașii pot să-i ții aproape și atenți punându-le întrebări.
interactiv, da, și luându-l pe fiecare cu o întrebare, cum e, sau adresându-mă, pentru că deja știam de la început cei care știau deja ce vor face și mă adresam și lor, uite, dacă tu vrei să faci asta, cum este să continui, deci era concret pentru fiecare. Apoi mai apărea întrebarea, bun, ce facem dacă nu știm ce să devenim când vom fi mari, sau suntem mari, am ajuns și încă nu știm încotro să apucăm. Și am zis că am fost întrebată de către persoanele adulte de acolo, cum te-ai decis tu, Adina, să alegi domeniul acesta, pentru că, na, nu l-ai făcut din totdeauna. A fost o provocare și pentru tine în același timp. Da. Hai, și povestește cum a și fost. Și am spus, dacă, da, în asigurări am intrat printr-o întâmplare, pentru că era exact ceea ce eu puteam să desfășor în timpul pe care eu l-aveam la dispoziție și ușor, ușor am dezvoltat activitatea aceasta, a început să-mi placă pe parcurs, i-am înțeles utilitatea și acum sunt foarte mulțumită și e foarte bine. Dar nu era suficient pentru mine, pentru că aveam nevoie și de o activitate creativă, pentru că acolo, în mare parte, nu prea poți să-ți pui amprenta foarte bine în partea de asigurări sau de acte auto prea mult, nu prea ai loc de creativitate. Urmezi niște pași, niște standarde și atâta tot. Și aveam nevoie pentru sufletul meu să mă împlinesc și într-o altă formă. Și vreau să mai fac ceva și încă ceva. Ce să fac? Mai vreau să dezvolt o activitate, dar nu știam ce, nici eu. Însă le-am zis și copiilor că era același răspuns și pentru, în cazul meu, dar și pentru ei e întrebare ajutătoare, adică o provocare ajutătoare. Ce faceți dacă nu știți încotro să apucați? Pentru că eu vroiam și nici eu nu știam. Și am zis, cel mai simplu și la îndemână să primiți un răspuns este să faceți întrebări. Să puneți întrebări. Și atunci, întrebați-vă pur și simplu voi pe voi. Ce vreau eu să fac când voi fi mare? Sau ce îmi place mie să fac? Ce îmi doresc eu să fac? Și întrebați-vă. O zi, două, trei, o săptămână, din când în când, continuați cu această întrebare. Pentru că la un moment dat, răspunsul va veni. De undeva, răspunsul vine și vei ști că acela este răspunsul tău. Cum vei ști? Pur și simplu. Așa a fost la mine. M-am întrebat și au trecut prin mintea mea tot felul de răspunsuri. Și o fi aia, și o fi aia. Fiecare avea câte o chestie care nu era ce trebuia. Era ceva care da. Da? Dar ai rezonat și la un moment dat a venit răspunsul. De asta trebuie să te apuci tu. De unde? Pur și simplu. Și ai avut încredere în acest gând? Că vei reuși, că nu, ai știut ce vei face? Am știut că îmi place să fac și că este potrivit pentru mine. Nu știam cât de departe voi ajunge. Chiar nu știam unde voi ajunge. Nu am realizat cât de capabilă sunt să fac niște lucruri. Nu eram conștientă de lucrurile acestea. Doar ai știut și ai pornit? Doar am știut că asta vreau să fac, că asta este adaptat, că asta mi-ar plăcea și că este potrivit pentru mine și hai să-i dau drumul. Și asta îți spun, da, că nu știm, chiar și adulți, că nu știm încotro să apucăm, că nu știm ce să facem, să ne întrebăm, pentru că de undeva de acolo ne vine răspunsul potrivit și vom ști, cum vom ști, pur și simplu vom ști că acela este răspunsul la întrebarea noastră. Pur și simplu, vom ști, să avem încredere că este răspunsul potrivit. Adina, frumoasă experiență ai avut. Serios? Așa foarte frumoasă și interesantă în același timp. Și că de obicei vin părinții și spun, tu trebuie să faci asta, învață ca să ajungi să devii ca, și exemple sunt multe, bagă-te pe meseria asta pentru că se câștigă bani mulți. E bănoasă, și da. Vei ieși foarte rapid la pensie, cum e în cadrul armatei, da. Dar în cazul tău a fost wow. Da, și din păcate că sunt și adulți care ne urmăresc, cu siguranță sunt alături de noi. Chiar dacă noi ca părinți le dorim cel mai mult bine copiilor noștri, 5 minute. Trebuie să înțelegem și să le lăsăm libertatea să aleagă drumul lor în viață. Pentru că degeaba aleg ceea ce nouă ni se pare că e corect. Hai să vedem lor ce le place și să pornim de la ceea ce lor le place și să-i ajutăm și să-i ghidăm în funcție de ceea ce le place, pentru că altfel vor fi toată ziua. Și avem N exemple în viața de zi cu zi de persoane care au plecat într-o direcție și s-au trezit în cu totul alte direcții. Plus, astăzi sunt atât de multe meserii care nu au o nomenclatură anume, dar se poate câștiga foarte mulți bani din asta.
Cu siguranță. Și atunci hai să lăsăm libertate copiilor și să-i îndrumăm pe drumul pe care ei îl aleg. Și acum, că mai avem puțin timp, concret ce am făcut? Cum am spus, am luat florile, un mănunchi de flori puse și am zis, sunt florile frumoase? Da, ele sunt frumoase așa. Putem să le vindem așa? Da. Cam câți bani putem lua pe ele? O anumită sumă. Bun, dacă începem să le aranjăm un picuț și să le dăm o formă, au alt aspect, sunt mai plăcute ochiului, am muncit un picuț la ele să le aranjăm într-o anumită formă în buchetul acesta, da, avem noi dreptul să cerem niște bani pentru că am muncit să le așezăm, da. Bun, le mai punem un ambalaj, ele sunt frumoase și așa, putem să le cerem un anumit preț pentru că am muncit atât. Și sunt mai frumoase, ne plac mai mult, le putem vinde un pic mai ușor decât pur și simplu când erau într-un mănunchi oarecare. Le punem ambalaj. Când punem ambalaj, scoatem și mai mult în evidență florile. Sunt frumoase? Da. Mai putem adăuga un pic o sumă de bani la vânzare? Da, pentru că arată și mai frumos și am mai pus ceva. Bun. Cum este să facem un aranjament? Le-am arătat buretele gol, le-am arătat buretele cu apă, cum absoarbe apa și așa mai departe și a trecut pe la fiecare prin mână, pentru că trebuia să-i țin activ și prezența acolo cu mine, să înțeleagă și să le rămână întipărit. Și apoi am aranjat, fiecare a pus o frunzuliță, o floricică, într-o formă bine ghidată de mine, dar au pus mânuța și am zis la final, putem noi să vindem acest aranjament cu o sumă și mai mare de bani față de buchetul pe care a fost la început? Da, de ce? E foarte frumos. De ce e foarte frumos? Pentru că am muncit la el. Munca noastră merită a fi plătită? Da. Mult? Da, pentru că uitați cât de mulți am muncit la acest aranjament și clar că intrăm în opera și se cunoaște și atunci orice muncă pe care o facem, ea este răsplătită și merită a fi răsplătită. Și le-am zis, făceți-vă treaba bună și veți ști în momentul în care ați făcut totul foarte bine cât să cereți pe munca voastră, pentru că veți ști efortul depus pentru munca respectivă. Foarte interesant. Da, a fost foarte interesant. L-ai și exemplificat copiilor. Sunt convins că i-au rămas cu ceva în minte. Sunt convins că l-ai i-ai făcut să-și pună întrebări, că au povestit părinților sau nu era caz, era cazul... Da. Așa, experiența pe care au trăit-o și au văzut cum poți să... Și nu știi, semințele sunt plantate, știi cum e? Da, eu... Vor da roade într-o mult mai târziu. Mm-hmm. Dar le-ai deschis un noi orizonturi, da, față de ceea ce știau. Da, și te întrerup un pic ca să fiu sigură că rămân cu ceva. La sfârșit, iarăși am întrebat, hai să vedem ce idee v-a rămas vouă acum la final, după toată întâlnirea noastră. Le-ai dat și un test mic. Nu, pur și simplu întrebă și am zis, hai să vedem, ție ce ți-a rămas, să facem ce ne place, ce e ce. Trebuie să facem, să cerem bani pentru activitatea pe care o desfășurăm pentru că o facem. Cu cât o facem bine, cu atât suntem răsplătiți mai bine și așa mai departe. Și da, concluziile au fost foarte de bun simț, au rămas cu ceva măcar pentru ora petrecută acolo și eu m-am bucurat și sunt convinsă că o să-și amintească de florile acestea mult timp de acum încolo. Cu siguranță. Adina, ai o poveste foarte frumoasă, foarte interesantă. De fapt, este o experiență pe care ai trăit-o împreună cu acei copii, cu acei tineri și cu ea vor rămâne, cu această experiență și cu mari semne de întrebare. Așa cum e și provocat la urmă urmei. Doresc să le fie de folos, sigur că le... Așa le și dorim și noi. Le dorim și noi. Îți mulțumim că ai fost prezent în emisiunea noastră, când ai împărtășit experiența prin care ai trecut și te așteptăm și data viitoare cu alte povești de viață, așa cum faci de obicei când ești în mijlocul nostru și ne împărtășești din experiențele tale, din cunoștințele tale, astfel încât cine este doritor să facă ceva o poate face. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți alături de programele noastre și ne vedem data viitoare. O seară minunată!